Experiența pe care o am în teatrele de misiune, în misiune Irak, sunt trei. Am participat în 2005, 2007 și 2009 la Spitalul Militar de la Abu Ghraib, după care la Spitalul Militar din Cap Cropper, unde am experiență la sala de operație. Diferența dintre teatrul de operație și Spitalul de Rol 2 Ana Aslan este foarte mare și se deosebește prin faptul că acolo veneau pacienți de pe câmpul de luptă, erau accidentați, acolo auzeam pericolul, se trăgea și cădeau mortiere. Aici pericolul este invizibil, este peste tot, este în aer și nu se poate controla. Pacienții vin contaminați cu simptomatologie ușoară, medie și gravă. Diferența ca pentru personalul medical este că acolo cât de cât puteam să ne protejăm, aici e mare pericolul, virusul este foarte contagios. Acolo eram îmbrăcați în costum cu vestă, antiglonț și cască, lucram în permanență cu 18-20 de kilograme pe noi. Aici, chiar dacă costumul este aparent mai ușor, condițiile sunt mai grele, în sensul că stresul psihologic și pericolul de contaminare este foarte mare. Experiența vis-a-vis de acest costum își spune cuvântul. Fiind obișnuită din teatrul de operații să stau în costum și echipat atâtea ore, mi-a fost mai ușor să mă adaptez aici condițiilor de echipament vis-a-vis de alte colege care sunt pentru prima dată în asemenea condiții și este destul de greu să lucrezi câteva ore neîmbrăcat, să nu poți să bei apă, să nu poți să mănânci, să nu poți să mergi la toaletă. Mă numesc Agnes Ciucă, sunt asistent medical, lucrez la Spitalul Militar, secția urologie.